Chiar dacă starea de urgență a fost ridicată, riscul de îmbolnăvire cu noul coronavirus nu a fost încă eliminat. De aceea trebuie să purtăm în continuare mască și mănuși atunci când suntem în spații publice aglomerate. Pentru a veni în sprijinul slătinenilor, primăria a decis să mai ofere și săptămâna viitoare kituri de protecție pentru fiecare unitate locativă din oraș. Ieri a fost convocată o ședință de Consiliu Local pentru a se aproba distribuirea măștilor și mănușilor, iar de luni angajații municipalității vor bate la ușa fiecărei familii. Dragi slătineni, în contextul riscului de răspândire a infecției COVID-19 pe raza municipiului Slatina, membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență din cadrul UAT Municipiul Slatina au aprobat în vederea diminuării riscului de contagiune următoarea propunere. Luni, marți și miercuri, respectiv în datele de 25, 26, 27 mai vom repeta acțiunea amplă de distribuire a kiturilor de 5 măști de protecție și 5 perechi de mănuși pentru fiecare unitate locativă a municipiului Slatina. Programul în care echipele primăriei municipiului Slatina vor relua această acțiune la domiciliul slătinenilor este situat în intervalul orar 17-21. Vă dorim multă sănătate, a transmis primarul Slatinei Emil Moț. În perioada stării de urgență, timp de 5 săptămâni, primăria Slatina a distribuit câte 5 măști și 5 perechi de mănuși pentru fiecare din cele 34.000 de locuințe. Kiturile au fost oferite săptămânal la ușa fiecărei familii, iar oamenii au fost foarte mulțumiți că autoritățile s-au gândit la sănătatea lor. Din partea primăriei Slatina, multă sănătate vă dorim! Și mulțumim primăriei și domnului primar. Din partea primăriei Slatina, multă sănătate! Sunteți mulțumită de acțiune? Foarte mulțumită și mulțumim domnului primar pentru tot ce face pentru noi. Că, de exemplu, eu cu pensia mea n-aș putea nici să-mi cumpăr nici o mască, da, mai mult. Foarte mulțumită sunt. Sunt și jos, dezinfectant și pe scări de dură astăzi. Și-au mai dat, deci o dată pe săptămână cred că dau. Vă simțiți mai protejați? Da, da, da. Deci avem o siguranță. O acțiune foarte, foarte bună, e omenesc, e foarte bine ceea ce face, e normal. Mulțumim foarte mult. Foarte bine s-a gândit, nici nu mă așteptam. Nici nu mă așteptam, mai ales la noi bătrânii și cum sunt cu uite. Vă simțiți acum mai protejată când știți că cineva trece săptămânal și vă oferă una? Da, 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 da. Ne bucurăm foarte mult. Mulțumim după domnul primar că se gândește și la noi, că suntem oameni cu ajutoare mai mici. Să trăiască domnul primar, care are grijă de bătrâni. Așteptați pe fete să treacă pe la dumneavoastră. Bineînțeles că așa au promis că trec în fiecare zi. Mulțumim pentru acest sprijin, mai ales că la început nu s-au găsit nici mărși, nici mănuși. A trebuit să fac comandă și să caut în mod special. Le sunt de un mare folos și mulțumim primăriei și primarului. Pentru primarul ăsta al nostru eu chiar vreau să-i mulțumesc la ceea ce face și cum se gândește la noi. În ultimele luni, primăria Slatina a desfășurat constant campanii de protejare a populației, de la igienizarea parcurilor și scărilor de bloc până la spălarea străzilor și trotuarelor cu spumă activă și clor. Municipalitatea a decis să desfășoare în continuare periodic acțiuni de spălare și igienizare în toate cartierele orașului.